Hello, Michidou, și ce faceți voi astăzi? Eu sunt Mihaela și bine ați venit sau revenit la un alt clip la mine pe canal. Astăzi încep o serie și da, auziți bine, o serie. Pentru că astăzi o să încep clipurile cu colecția mea de genți. Nu este exact chiar o colecție extrem de mare, dar am câteva genți și m-am gândit prima dată să vi le arăt pe cele pe care le-am jos, adică în partea casei în care noi locuim. Apoi treptat să mă duc să le aduc și pe cele de sus, să fac curățenie în ele și să vedem ce păstrăm, ce dăm mai departe, ce punem pe OLX, că o să vedeți că mai am două din cele pe care o să vi le prezint acum pe OLX, pentru că am realizat că nu am nevoie de atât de multe genți, așa că cele care vor fi într-o condiție bună vor intra pe OLX și, bineînțeles, cele de care nu sunt neapărat legată emoțional. Și astea fiind menționate, văd că instalația mea de brad a decedat, pentru că de ce n-ar face-o? Cred că s-a mișcat un pic în priză, dar e ok, îi vedeți așa o mică parte a lui. Și zic să începem cu gențile și ghezanele pe care le-am aici lângă mine. Zic ghezane pentru că am unul singur, dar o să vă vorbesc așa pe rând despre ele, în nicio ordine anume, la care mai țin minte o să vă spun de pe unde sunt luate și dacă le mai puteți găsi și așa mai departe. Astea fiind menționate, ne apucăm să penetrăm gențile pe care le avem aici de față, să luăm problema în mână, pentru că avem de povestit. Și o să încep cu o gentuță care mie mi-este foarte, foarte dragă și este o gentuță pe care o iau și acum îmi dau seama că am uitat să mai aduc două, dar nu-i problema că după ce vă vorbesc despre asta o să mă duc să le iau și pe alea care sunt aici la mine în cameră. Gentuța despre care urmează să vă vorbesc este gentuța pe care eu am purtat-o în ziua cununiei, în ziua cununiei civile, și este o gentuță la care țin foarte mult pentru că este destul de versatilă și care este destul de încăpătoare în ciuda aparențelor, și este vorba despre această gentuță care arată ea cam așa. Eu pe asta o am din Deichmann și are și o bretea de genul acesta. Sincer, eu la cununie am purtat-o fără bretea pentru că fără bretea are un aer ușor mai elegant. Cu o bretea poți să porți ușor și la gingi. Este o geantă luată din Deichmann, a fost undeva la 70 de lei, dacă mai țin eu bine în minte. Are un sistem din asta de deschidere, așa, apeși, împărți și tragi. Cam așa arată, iar înăuntru evident că avem niște bonuri de catena. Înăuntru are un compartiment mare, unul mai mic aici și aici are un buzunărel cu fermoar. Să știți că este destul de încăpătoare și în general le iau cu mine atunci când merg la cumpărături și nu am nevoie de ceva foarte mare în care să-mi țin portofelul sau în care să îmi pun, de exemplu, portofelul, gelul dezinfectant, șervețelele dezinfectante, șervețele de nas și dacă mă chinui mult îmi încape și o sticlă de apă de bibeluș, pentru că în general prefer să am genți în care să pot să-mi țin și o sticlă de apă cu mine. Nu plec nicăieri de acasă fără apă, așa că da. Acum va veni în curând și un clip cu ce se află în geanta mea, pentru că știu că sunteți tare curioase și o să vină și acela. Îmi place foarte mult că are detaliile astea aici cu pietricele și pur și simplu dacă îi îndepărtez breteaua asta o pot purta la un outfit puțin mai elegant sau dacă îi las breteaua pot să o port inclusiv cu un plover din ăsta pufos, o pereche de colanți din piele cum am acum pe mine niște botine și o pot face mai versatilă pentru că breteaua asta de tipul ăsta așa îi mai ia puțin din eleganță. Este o geantă pe care am folosit-o cu mult drag și o iau mai mereu cu mine când nu am nevoie să car foarte multe lucruri după mine. Bun. Următoarea geantă, haideți să iau pe asta. Este această geantă de la Avon și aceasta am pus-o pe OLX pentru că mi-am dat seama că nu mai vreau să am genți chiar atât de mari. Mai am una de la Avon, este de la Avon și a fost undeva la 110 lei geanta.
Am pus-o pe OLX pentru că am realizat că nu mai folosesc și nu am nevoie de genți atât de mari. Am și portofelul din aceeași gamă cu ea. Mi-a plăcut foarte mult geanta și am purtat-o mult atunci când mă duceam la muncă. Dar am realizat că, virgulă, cu cât sunt gențile mai mari, cu atât bag mai multe chestii în ele și nu aș mai vrea. Plus că nu are fermoară aici care să o închidă și uneori se întâmplă să fie foarte ușor de băgat mâna în ea. De obicei pot să bag mâna pe aici și să scot chestii care se află în geantă. Ea este de tipul acesta, din material de imitație de piele, iar aici are un material, este de fapt un material textil care imită cumva o piele de șarpe. Are bareta aceasta aici și mai are una cu care poți să o pui pe umăr, iar modalitatea de deschidere este puțin mai ciudățică pentru că trebuie să tragi așa de chestiile astea și să o deschizi, iar în interior arată cam așa, are un compartiment mare, două compartimente mai micuțe și un buzunărel cu fermoar. Este o geantă pe care am purtat-o la muncă ceva timp, doar că este destul de incomod pentru că atunci când o deschizi, stați că și bășiară dacă reușesc, când o deschizi, practic tu ridici așa și tot ce ai în geantă există posibilitatea să se verse. Iar eu pentru chestiile micuțe din geantă de obicei nu țin un port foarte mai mic, pur și simplu mi le vâr acolo în geantă și scobesc printre ele pentru că uneori mă grăbesc și nu am timp să stau să caut în portofardul diverse chestii și asta mă deranjează că mi s-a întâmplat să pierd un ruș din ea, ceea ce nu este tocmai indicat. Dar am zis să o pun pe OLX, poate cineva care îi va plăcea modelul o va cumpăra și se va bucura de ea. Oricum nu o vând la prețul cu care eu am luat-o, o vând oricum la un preț mult mai mic. Următoarea geantă este o geantă pe care am purtat-o foarte mult la sfârșitul verii și începutul toamnei acesteia și este vorba despre această geantă de tip coș de la SY Kiki. A fost 54 de lei, din câte țin aminte, pentru că am avut o reducere la ea. Are două barete de genul acesta. Aici se închide cu un nasture. Efectiv, e închizătoarea asta și o pui pe nasture. Și mai are o baretă din aceasta, din rafie sau, mă rog, ce este asta, împletită. Este o geantă pe care o poți purta atât pe un număr cât și gen poștaș. Singura parte proastă, să zic așa, este că această baretă nu este ajustabilă. Uitați că am găsit și 50 de bani aici, în cazul în care aveam nevoie. Ea arată cam așa, are un singur compartiment, mai are un buzunar aici mic în interior. Și evident, ce mi-a plăcut foarte tare la ea este că se închide cu fermoar, ceea ce înseamnă că atunci când este așa, nu pierzi nimic din geantă. Este geanta pe care eu am purtat-o la botezul lui Yuki. Pentru că se potriva cu expadrele pe care eu le aveam în picioare și mi-a plăcut foarte mult și credeți-mă că mi-am încăput aici o tonă de lucruri. Am avut portofel, am avut sticlă cu apă, am avut șervețele dezinfectante, am avut telefon, am avut gel antibacterian, am avut picături de nas, am avut șervețele uscate de nas. Adică mi-am încăput aici foarte multe chestii și este destul de versatilă și îmi place. Pe aceasta o să o păstrez pentru că sunt și legată de ea emoțional și este oricum o geantă destul de nouă. O altă geantă pe care la fel am pus-o pe OLX este o geantă pe care n-am purtat-o niciodată și este vorba despre această geantă luată de la un magazin din Carrefour. Nu știu ce a fost în capul meu pentru că de fapt știu ce a fost în capul meu, avea un design ușor mai vintage, mai vechi și mi s-a părut mie că o voi folosi, plus că închizătoarea asta mi se părea foarte utilă, doar că este o geantă foarte, foarte mare pentru mine, iar eu fiind minionă nu se vede deloc bine. O poți purta așa de baretă sau o poți pune inclusiv pe un umăr, se deschide, aveam încă pe în cadru, se deschide cu clama asta aici. Și mai are aici un fermoar. Geanta este foarte încăpătoare, să știți, și are și niște capse cu care o poți prinde. Are un compartiment enorm și mai are aici un buzunărel micuț ca să poți să spui tu lucrurile mai mici. Aha, uite unde era și asta, super tare. Ca să poți pune lucrurile mai mici, se închide odată cu fermoar și odată cu clema asta.
Mi-a plăcut pe moment când am luat-o, am purtat-o de vreo două ori când am fost la medicul de familie cu Yuki, dar mi-am dat seama că este destul de incomodă și foarte, foarte mare pe deasupra și chiar nu o folosesc. Și decât să stea în dulap, la fel am pus-o și pe asta pe OLX. În cazul în care vreți, vă pot lăsa și linkurile în descriere ca să le vedeți mult mai bine. Următoarea geantă este la fel o geantă pe care am purtat-o foarte, foarte mult. Și este tot o geantă din Deichmann. Dar să scot și drăciile pe care le am în ea, dacă tot suntem la capitolul ăsta și... Na, trebuie să vă și arăt interiorul. Așa mai găsesc și eu lucruri prin genți, pentru că de obicei le las așa cum le folosesc. Și cam atât. Stai să văd, mai are ceva? În general, păstrez bonuri, ca să știți. Este această gentuță. Este o gentuță care mie mi se pare destul de sportiș, așa. Arată cam așa. O poți ține de aceste două barete sau o poți pune pe un umăr. Este destul de încăpătoare și aici pe mine cape inclusiv o sticlă de apă. Mai are un buzunărel mic aici și eu i-am pus o insignă. Îmi place că este și de culoare albă. Și o pot folosi în general în anotimpul cald, pentru că cu asta asociez eu culoarea albă. Este foarte versatilă, bareta mă ajută pentru că o pot purta atât poștaș, atât pe un umăr. Iar în interior are un compartiment mare, unul mic cu fermoar și unul pentru telefon. Am purtat-o și pe asta destul de des. În general o iau atunci când știu că vreau să plec, dar nu vreau nici să car foarte multe lucruri după mine. Dar totuși vreau să-mi pun o sticlă de apă cu mine, pentru că, na, poate stau mai mult timp plecată și atunci prefer varianta asta de geantă. Chiar o iubesc și a fost iubită și purtată pentru că este foarte ușor de ținut după mine și foarte versatilă. E foarte ușoară ca și material. Nu prea are ea statură, dar nu mă deranjează chestia asta neapărat. Dacă are ceva în ea, să știți că stă, este ok. Și asta a fost undeva la 50 de lei, din câte țin eu minte, redusă în Deichmann. Partea proastă este că, fiind albă, se murdărește destul de ușor, dar se poate curăța cu șervețele dezinfectante și nu ai niciun fel de problemă. Uite că mă uit acum la ea și mi-am adus aminte de ea, parcă mi-e dor să o port, dar cel mai probabil la vară. Este o geantă pe care mi-am luat-o anul trecut în iarnă, pentru că eram însărcinată și... aveam gențile destul de grele și căream foarte multe lucruri după mine. N-aveam nevoie nici de o geantă foarte, foarte mică. Aveam totuși nevoie să-mi încapă ceva în ea și atunci mi-am luat-o pe asta. Mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare. Este foarte purtată. O altă geantă de care la fel sunt atașată emoțional. Stați să verific să văd dacă mai am ceva prin ea, pentru că, evident, bonuri și rețete. În cazul în care vă întrebați ce găsești la Mihaela în geantă, hârtii și rețete. Pentru că, na, cu geanta asta am foarte multe amintiri și o să vă explic imediat și de ce. Bun, haideți să o și pun. Așa arată ea, este luată din CCC și a costat 100 de lei geanta. Este o geantă care mi-a plăcut foarte mult și care îmi place în continuare foarte mult. Și este în continuare extrem de versatilă. O poți purta efectiv așa în mână sau o poți purta de baretă. E o geantă pe care am purtat-o cu tot dragul și o să o mai port, pentru că e o geantă de suflet pentru mine. Mi-a plăcut foarte mult modalitatea de închidere, pentru că este așa, și mi-a plăcut și faptul că are foarte multe buzunare. Și vă spuneam că mă leagă emoțional de ea. Mi-a cumpărat-o tot sacra mea înainte de cununie și este geanta cu care am fost la spital și l-am născut pe Yuki. Așa că, da, aparent sunt legată emoțional de ea, dar este și o geantă care îmi place foarte mult și este extrem de versatilă. Îmi cap foarte multe lucruri aici și mi-a fost extrem de utilă, cel puțin cât am fost în spital. Și vă spuneam de compartimente. Are unul aici care este destul de încăpător și se închide cu o capsă, apoi mai are unul aici care se închide cu fermoar, mai are unul pe mijloc care este mai mare și aici mai avem două buzunare pentru telefon și un buzunar foarte mic, mai are aici un buzunar și aici încă un buzunar. Deci avem în total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buzunare și în care poți să-ți compartimentezi geanta.
De ce mi-am luat o geantă cu atât de multe buzunare este pentru că ea fiind deja compartimentată cu aceste buzunare înăuntru, îmi este foarte ușor să pun fiecare lucru în buzunarul lui și să știu de unde să le iau. Practic nu am nevoie să mai iau cu mine neapărat portofel dacă nu-mi doresc lucrul ăsta și mai mult de atât pot să-mi pun compartimentate toate lucrurile pe care le folosesc. Ce folosesc cel mai des, cum ar fi dezinfectant, șervețele umede, șervețele uscate, le pot pune pe toate într-un buzunar. Ce folosesc mai rar, le pot pune în alte buzunare și o pot compartimenta foarte frumos. Absorbantele pot sta în buzunarul lor, medicamentele la fel au buzunarul lor. De aceea mi-am dorit o geantă care să aibă atât de multe buzunare, pentru că, efectiv, este deja compartimentată, n-am nevoie de nimic altceva decât de geantă și pot să plec. Și credeți-mă că vă încap aici o sticlă cu apă dacă nu vă puneți un portofel, ceea ce din punctul meu de vedere este foarte ok. Și sincer, nici nu prea ai nevoie de portofel, pentru că într-unul din buzunarele cu fermoară îți poți pune cardurile, buletinul și ai plecat. E geanta pe care o iubesc, cred că cel mai mult dintre toate gențile pe care o am, pentru că, repet, am destul de multe amintiri cu ea și este cea mai versatilă geantă pe care eu o am. A fost și cea mai purtată într-o anumită perioadă și cel mai probabil o voi mai purta și de acum încolo. Acum nu știu cât de bun ar fi pentru dus la muncă dacă ai, sau la facultate, dacă ai de cărat foarte multe chestii, dar pentru basic este super utilă, cel puțin din punctul meu de vedere. Mai am ghiozdan lângă mine, după care vă pun pe pauză și vă mai am de adus două genți, pentru că am uitat efectiv de ele. Și da, văd că aici m-am lăsat haine de sală. Super! Bun. Ghiozdanul despre care vreau să vă vorbesc a fost și în colecția de genți de pe la începutul canalului meu și este vorba despre acest ghiozdanel pe care eu l-am primit de la Cosmin în urma unui pariu câștigat. Pur și simplu am pus pariu că pot termina jocul Fable și el a zis dacă termin Fable poate să-mi ia un ghiozdan, ghiozdanul pe care eu îl vreau pentru că îl văzusem tot așa în Carrefour Berceni, în Grand Arena. Sunt niște standuri din astea, la standul cu produse Avon avea și ghiozdane, nu e neapărat de la Avon, e de la o altă marcă, dar îmi place super mult și am văzut că se găsește modelul ăsta și pe AliExpress. Este un ghiozdan pe care eu l-am folosit foarte mult în perioada în care lucram, are aici un buzunărel în care postezi lucrurile de care ai nevoie foarte rapid. Apoi aici ai un buzunar foarte mare, care mai are înăuntru un buzunar mic cu fermoar și un buzunar pentru telefon. Și mai ai aici un buzunar pe spate pentru lucrurile care vrei să fie mai în siguranță, plus că are și chestiile astea pentru pus apă. În schimb, este destul de greu, pentru că materialul din care este făcut este unul destul de dur. Și practic, dacă ai lucruri mai grele pe care le pui în el, el fiind destul de greu, îți îngreunează treaba destul de mult. Dar zic eu că nu e asta o problemă. Atunci când am nevoie de ceva cu foarte mult spațiu, mi-l iau pe ăsta cu mine, mi l-am pus în spate și știu că pot îndesa aici o grămadă de lucruri, pentru că l-am folosit enorm, credeți-mă. A fost ghiozdanul meu de muncă și încă rezistă. Este un ghiozdan de foarte bună calitate și mi-a plăcut inclusiv culoarea. Și chiar îl iubesc, e un ghiozdan la care țin. Are aici și un moțunache atârnat pe care l-am atârnat eu. Este... am uitat cum îl cheamă pe ăsta din Frozen, lăsați-mi în comentarii că mereu uit. Dar este un ghiozdan destul de versatil pe care eu l-am folosit foarte mult timp, pentru că îmi încăpeau în el toate lucrurile. Partea proastă că eu v-am spus că este un pic cam greu. Acum o să vă pun pe pauză, o să mă duc să aduc și celelalte genți, adică două genți pe care le mai am jos. Vă vorbesc și despre ele și apoi pot să stau liniștită că am făcut prima parte din colecția de genți. Ok, și m-am reîntors. Următoarea geantă pe care vreau să vă arăt este o geantă pe care am primit-o de la o prietenă, deci n-aș ști să vă spun de unde este luată și este vorba despre această geantă, care este destul de elegantă și într-un model super drăguț, o culoare tomnatică și frumoasă și îmi place modelul ăsta de aici de imitație de piele de șarpe. Are un mânel cu care pot să o ții așa. Observ că de obicei predomină chestia asta la gențile pe care eu mi le cumpăr. La spate mai are un buzunărel din ăsta micuț, unde poți să-ți pui telefonul ca să poți să ai acces mai ușor la el. Se deschide așa cu o capsă, iar aici mai are un buzunar mare care este împărțit în două buzunare mai mici. Și avem buzunarul acesta care are compartiment, două compartimente de telefon,
Pe mijloc are un buzunar cu fermoar și aici mai are un alt buzunar. La fel, este o geantă compartimentată destul de bine și este ușoară. Este și o geantă care are statură și care m-a ajutat foarte mult. Am folosit-o și pe ea, plus că o pot lua foarte ușor de baretă, nu este nici mică, nici mare. Îmi încape și o sticlă de apă, la fel, dacă nu îmi pun portofelul, dar este o geantă pe care o iubesc destul de mult și care stă aici lângă mine la loc de cinste. Îmi este foarte, foarte dragă. Are și bareta, evident, care este reglabilă și mi se pare că dă un aer ușor mai elegant, nu știu, cel puțin mie așa mi se pare. Și geanta pe care o am în momentul de față și care are multe bonuri de toate aici. Ce-i în geanta asta, Doamne? Bun. Este această geantă pe care o am de la Avon. Este tot într-un roz pudră pentru că ador efectiv culoarea asta. Este o geantă care se ține efectiv pe umăr cu aceste două barete, dar o pot purta și în mână foarte, foarte ușor. Ea nu este extrem de compartimentată. Am luat-o de la Avon cu 50 de lei din broșura pentru reprezentanți și m-am bucurat tare mult că a intrat la ofertă. O aveau pe asta și pe una albastră, dar nu am vrut albastru și au mai avut modelul ăsta așa și cu flori. Țin minte, anul trecut în martie parcă. Iar înăuntru o să vă arăt doar foarte puțin. Are un buzunar așa foarte mare, un buzunar cu fermoar și un buzunar pentru telefon. Este geanta pe care o am în uz în momentul de față pentru că mi se pare destul de ușor de transportat. O țin de baretele astea două dacă vreau să o țin în mână sau o pun pe umăr. Plus de asta este foarte încăpătoare și nu este nici exagerat de mare din punctul meu de vedere. Se potrivește bine inclusiv cu statura pe care eu o am. Și poate cât de curând va veni și un clip cu ce se află în geanta mea. Dar da, asta este geanta pe care o folosesc în momentul de față. Să știți că îmi place destul de mult. Este ușor de găsit prin ea tot ce ai nevoie pentru că este cu totul așa și nu trebuie să stai să cauți prin foarte multe buzunare. Partea proastă este că uneori mai are nevoie de compartimentare. Și cam astea sunt gențile pe care le am eu în jos. Mai am o parte de genți de ghiozdane sus, în așa zisul podul, unde va trebui să mă duc să umblu prin ele. Aici se sfârșește prima parte cu colecția mea de genți. Sper că v-a plăcut până acum, sper că v-am inspirat cu ceva din ce v-am arătat și că, nu știu, v-a fost de ajutor pentru că mi-a fost cerut acest clip și da, m-am gândit dacă tot avem mai mult timp liber să îl și filmez. Eu cam atât am avut de zis, sper că v-a ajutat clipul, nu uitați dacă v-a plăcut să-mi arătați asta printr-un like și să dați și un share dacă doriți să împărtășiți această informație și cu alți prieteni de-ai voștri sau alte prietene de-ale voastre. Cred că pot fi și idei bune pentru Crăciun, de exemplu, pentru a face cadou cuiva, dacă chiar nu știți ce să-i luați, mi se pare o idee destul de bună. Nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram cu ID-ul Mihailovul cu 91. De altfel, o să vă las în descrierea acestui clip și grupul meu de Facebook, unde începem să ne adunăm din ce în ce mai multe fete frumoase și sperăm noi și băieți, pentru că de ce nu sunteți bineveniți și voi. Și de altfel, dacă nu te-ai abonat până acum la canalul meu de YouTube, te rog să o faci, nu știu ce ai așteptat, dar mai este timp să te abonezi, bineînțeles. Și ne vom revedea cu mult, mult drag la următorul clip și nu uitați să-mi lăsați în căsuța de comentarii ce ați primit de la Moș Nicolae. Ați fost cu minți? Sunt curioasă, tare, tare curioasă să știu ce ați primit în ghetuțe. Până data viitoare să aveți o zi cât mai frumoasă, să vă bucurați de cei dragi și stați, foarte, foarte important, stați în siguranță pentru că e singurul lucru de care avem nevoie în această perioadă. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizualizare și ne revedem cu mult, mult drag la următorul clip. V-am pupat!